Criza energetică, una care afectează întreaga lume, nu doar România, a făcut ca în țara noastră multe dintre facturile de la curentul electric și gazul metan să crească extrem de mult. Pentru a opri impactul teribil pe care aceste facturi l-au asupra venitului multor români, guvernul a emis o ordonanță privind plafonarea și compensarea facturilor la curent electric și la gaz metan, atât la consumatorii casnici, cât și la cei non-casnici. Criza facturilor este din ce în ce mai acută. Discutăm zilele astea despre această criză energetică care n-a atins nu numai România, este o criză mondială până la urmă și este mai ales o criză europeană. Guvernul României, în spiritul în care trebuie să reglementeze această criză a facturilor, a luat măsura emiterii unei ordonanțe de urgență, ordonanța 3 pe 2022, în care de această dată plafonează în mod clar prețul la energia electrică la consumatorii casnici și la consumatorii non-casnici. Senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Potecă, membru în Comisia Economică a Camerei Superioare a Parlamentului României, a prezentat într-un interviu exclusiv pentru 1TV noile tarife care vor fi aplicate la curent și gaz. La consumatorii casnici merge la energia electrică pe o plafonare de 0,8 lei la kilowatt, iar la gazele naturale la 0,31 la kilowatt energie. La non-casnici merge până la 1 leu plafonarea, la toate categoriile de consumatori non-casnici, la energie electrică și la 0,80 la gazele naturale. Ordonanța de urgență va intra în vigoare pe 1 februarie și se dorește ca, prin aplicarea ei, să dispară și harababura ce a apărut în facturile emise în ultima vreme. De acum încolo, pe facturile care vor fi emise, începând cu data de 1 februarie, vom avea aceste prețuri clare și nu vom mai avea această turbulență care a fost dată de către legea 259 din 2021 privind plafonările și să sperăm că nu vom mai avea facturi de fel de fel și va trebui să recalculăm încă 2 milioane de facturi în perioada următoare. La nivelul Comisiei Economice din Senat, din care face parte și liberalul hunedorean Vasile Potecă, se ia în calcul transformarea ordonanței 3 din acest an în lege pentru a putea fi compensate și facturile emise în perioada 1-31 ianuarie 2022. Rămâne în discuție perioada lunii ianuarie, pe care va trebui să o reglementăm printr-o lege transformare, să transformăm ordonanța 3 în lege și va trebui să reglementăm prin această nouă lege și perioada 1 ianuarie-31 ianuarie 2022. Ordonanța de urgență care stabilește plafonarea și compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale se va aplica până în data de 31 martie anul curent, dar nu este exclus ca această perioadă să fie prelungită.